Reintegrarea socială a persoanelor care ajung după gratii ar trebui să fie esențială, asta în condițiile în care ani la rând s-a discutat despre această componentă. Mai mult decât atât, și la penitenciarul Deva de Ani Buni au avut loc diferite activități culturale educative, școlare ori sportive, acțiuni pentru recreere și ocuparea timpului liber, dar și de formare profesională. Acum, potrivit liderului sindicatului independent Vulturul Deva, Nicolae Grosu, aceste săli au fost desființate pentru a face loc mai multor deținuți. În acest moment, cred că undeva la 750 de deținuți, să zic așa, și capacitatea tot crește, pentru că deja s-au desființat săli de mese, săli de cursuri, ca să facă locuri de cazare, pentru că ăsta e obiectivul administrației naționale, să le asigure cât mai multe spații de cazare, neglijând celelalte aspecte importante, adică reintegrarea socială. Și-au desfințat acele spații pentru activități și pentru cursuri, transformându-le în camere de deținere. Activitățile de reintegrare socială din penitenciare ar trebui să însemne activități socioeducative cu scopul de a atenua influența negativă a privării de libertate asupra personalității și comportamentului deținuților, precum și identificarea și dezvoltarea aptitudinilor și abilităților care să le permită integrarea într-o viață socială normală după liberarea din penitenciar și, totodată, să le diminueze riscul de recidivă.